Mănânchi umil, meleagul unei jocurile se bulucesc, dai un pic și ei cu carul. Nu am chef azi, nu am chef azi, n-am chef de nimic. Bună să fie inima dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod din Enigmatica 2. Export! Băi, băi! Deci astăzi m-am trezit cu o lipsă de chef magnifică. Două secunde vă rog frumos. Mi-am schimbat... Uh hărtuța asta Hai să vă arăt în primul rând și în primul rând că cred că v-am zis acum un episod sau două că o să vă arăt și nu v-am arătat. Deci în primul rând, rând pot să dezactivezi preseturile de minimapă, da? L-am activat pe 1 și l-am activat și pe al doilea. În al doilea rând poți să aici în controls și dacă te duci la journey bifă pe categorie, switch minimap preset, da? Și eu pot să schimb acum, între cum arată preseturile, da? Și cum spuneam, dacă mă duc aici și dezactivez unul din preseturi și schimb între ele, pur și simplu nu mai am mini hartă. Am făcut chestia asta pentru că eu de mult timp făceam chestii de genul ăsta și am uitat și acum de vreo câteva episoade mă mai uit așa prin ele și zic, bă, dar ocupă mult spațiu harta aia pe ecran. Dar în același timp asta parcă ocupă și mai mult cumva, nu știu. <laughs> mă rog, asta, așa, și vă mai ziceam că vă arăt cum să faceți să vă arate monstruleții pe, pe hartă, să vă, să vă arate capetele de monstruleți. Uite deci mob display. În mod normal, ele pe small dots și dacă ne uităm, hai să, uh, uite, vedem aici. Uite ce la găinușele astea, da? dă cu zoom tale Vedem acolo că ni le arată ca pe niște punctulețe. E, și dacă mă duc eu acum înapoi și zic în loc de small dots, uh, mob display, small icons, Vedem că dintr-o dată ne arată capetele de, de, găină pe, pe hartă, da? Deci cam asta este ideea. Bun, spuneam că astăzi nu am chef, n-am chef de nimic. Um, ce pot să vă zic? Ah, în, prim, um, în, primul rând. Îmi mai aduc aminte chestii de, din episoadele trecute. Fertile Soil. Care e șmecheria cu Fertile Soil? Nu se distruge, mă. Una la mână și doi la mână ajută să crească mai repede pe el plantuțele, Plus sprinkler. Plus că mai avem o chestie... Green House din actual Edition, dar mi se pare că e un pic scumpă, da, pentru că ai nevoie de un Empowered Palace Crystal. Mm, mm, mm. O să ajungem și acolo la un moment dat, dar momentan nu are rost să ne chinuim, probabil că avem problema pe, pe sus din, din ce am strâns noi până momentul de față. Um, ce am mai făcut între episoade? M-am chinuit un pic cu casa, bă, da, mult, aici am plantat niște pomuleți din ăștia să ne mai crească mana din zonă, mana, mă rog, energia pozitivă din Tomcraft. Mă chinui un pic talentul cu casa asta, dar un, un pic mai mult. Um, nu prea știu ce să-i fac. N-am, -am. am încercat să fac un dom, am făcut până și o chestie din Open Blocks. Um, Iar am uitat cum se cheamă. Ceva care teoretic ar trebui să te ajute cu construcția. Bă, nu-mi e semă. Am făcut turnul până jos, măcar atâta. Hai să intrăm în interior să vă arăt cu ce se mănâncă acolo. Aici, până la urmă, acoperișul ăsta l-am făcut așa și am, am luat uh, astea de armură de sus. Nu știu, am mai aranjat un pic cu spațiu pe aici, ăsta a murit sau a dispărut, ia, yeah, îl văd pe harta. cred că l-a omorât ceva, habar n-am, era spațiu făcut special pentru el acolo, da, bărăg, bun, deci am mai făcut aici un pic de spațiu și aici sus ori putem să urcăm pe scară, ori pe elevator, am mutat chestiile astea mari care în cele din urmă nu o să le mai folosim. Am zis momentan dacă mai să mai avem nevoie de una să le avem totuși puse. Prostia asta în momentul în care o, o spargi și ai un uh, template în ea, îți distruge template-ul. Și, mă rog, mi-am pus aici sus un pătuț, muzicuța noastră, avem o grămadă de geamuri pe aici dacă dorim. Deci asta e așa un, un spațiu mai mult de podul în care arunci vechiturile, știi, tot felul de prostii de genul. Pe aici pe jos încă n-am făcut nimic, așa foarte tare la un moment dat să mut o grămadă de chestii. Din Apodeaua. am mutat chestia asta aici cu care știm noi că facem zi mai piele din, din asta de, de zombolei, din Rotten Flesh. Așa, ăsta aici s-a umplut cu eventual am putea să scoatem cu tot cu ăsta de aici. Ăsta are și el un stack de mere pe acolo, mai greu văd că se. Asta nici măcar n-am verificat-o, s-a umplut de o grămadă de cărți. Bun, ce vreau să facem astăzi? Vreau să mă plim un pic, Vreau pur și simplu să mă freaking plimb. Poate că ar trebui prostiile astea să ni le punem în... Mai am spațiu pe aici. Au, știi ce? Hai să ne facem una ca și Tom. Ca să scape eu de o grijă. Dăm te rog frumos niște... Aici am cărțile? Nu. Aici am cărțile. Uh, un, 1, 2, și a 4. Și dăm și de aici niște scândurele repejor. A, ah, am făcut o... Mi-am Am făcut o chestie între episoade. Pe care, în normal, e quest-ul făcut din ea, dar... Am avut nevoie ca să fac și -o mai multe scânduri de oliv. Ăsta de aici. Somil. Opa, mă, mă stai ca nebunit telefonul. A, ah, nu, e ok, este în regulă. Deci, lemne, obținem scânduri și soda. Soda asta e foarte fain. Știi ce mai lasă le să ne mai facă niște lemne? Mi se pare că am pus și upgrade-uri, da, am pus și upgrade-uri. Deci, asta la un moment dat o, o să ajungem la el. Dacă mi-aduc eu aminte, deci din mecanism, unii ești mâncați. -a. Și abia pe aici o să ajungem la el să-l facem, da? Advanced control circuit. Ăsta când l-am făcut, mă. Nu știu. Eventual știi ce ar fi? Bine, ar fi bine să luăm o grămadă de prostii de pe aici. Choice rewards. Îl vreau pe ăsta, rog, frumos, pentru că o să avem nevoie de el, poate nu în episodul de astăzi, dar Stai să plec. Stai să plec. Stai să plec. Aș. Magita acolo și nu înțeleg de ce. Bă, din forestry se pare că mai avem de luat niște chestii. Bam bam bam, Thermionicu. L-am luat. Ce ne mai lipsește, mă? Sigur mai avem prostii pe aici pe care le putem lua. Vreau, din extra utilities, aici putem să facem bifa asta. Și ne dăm anualul. Și am impresia că am deblocat o grămadă de chestii. Da, din extra utilities. Loot Așa, e, așa să tot începi Drop of evil, curse Cursed Earth is made by right clicking dirt or grass with a drop of evil, which is a rare drop from wither skeletons. Curse Earth will drastically increase the spawn rate of monsters on it, and the monsters that spawn will be extra strong and aggressive. Light completely stops the spawning and the spread of it. Okay, this was a very long moment. That uh. A, ah, ok. <laughs> mă miram de ce îmi dă quest ăsta dacă trebuie să fac un solar panel, dar de fapt îți dă să alegi. Ori faci 9 solar paneluri. uri ori faci un manual mill și noi l-am făcut pe la manual. Resonatorul l-am făcut și pe ăsta, mă. blocul l-am făcut și pe ăsta, se pare. Ok, GP Generation l am făcut, iarăși ne dă de ales între water mill, fire mill și lava mill. Ok. Sim că mai... What? Am descoperit apa caldă, stai ce? Back. Putem să dăm cu zoom? What? Ok. Bun. gates nu mai avem nimic de făcut. În toate care nu mai avem nimic, de făcut momentan, cel puțin. images uh, Immersive Engineering nu vreau. Știi, uh, multe dintre astea au, o, o să ajung. Uh, hello. ah, ok. Nu e bai. Nu e bai. Trebuie să ne facem niște salismondi și alte prostii de genul ăsta. Nu vrem să intrăm acolo. Momentan. Este ok. Este în regulă. Aici aș cam vrea să intru sincer să fiu cu voi în Actual Editions. Putem să intrăm... Numai, numai că mă enervez și mă apuc de multe prostii și n-am chef. Bun, hai să scoatem. Ta na na Ta na și acum o să mă omoare cu ping ping ping. Da, e ok, în regulă, nu. Extra utilities 2. Noi avem cumva un cufăr de utilities. Uite aici. Ăla e tăticule, mulțumesc. Sodați din mecanism tu intri acolo. Auzi? Carbon box. Poate că ar fi bine. Câte carbon uri putem ține la noi? Ia stai puțin. Așa. Se stachează? Da. <laughs> Bag acolo carbon ul Pune lemnul la loc. Mulțumesc. Bun. Și acum, care e faza cu Akashic Tomul vieții? Akashic Tomul ăsta este o carte pe care atunci când o combin, o combin cu alte cărți. Poți să alegi carta respectivă ca și cum... Deci faci clauș, click drag. Nu, nu era claus click dreapta. Da. A, ah, nu, cred că nu merge. trebuie să combinăm cu mai multe cărți. Eu am foarte multe cărți. Asta vreau să vă scot în evidență. Am extraordinar de multe cărți. Și nu mai suport faptul că am atât de multe cărți. De asta vreau să le combin pe toate într-un singur acasic și tom, deși s-ar putea să um, regret această decizie. Om trei și -o vedea. Bun. Uh, dudule, cum puii mei Ok, stai așa, a -ca... din ce și Tom? Escape, Options, Control, A așa. putere. O fi... A, uite mă, crouch click dreapta, mă. Hold shift for more info. A? Da, și acum ne lasă să ne alegem. Bun, și în sfârșit, acum pot să le combin o grămadă. Nu mai supor, mă, nu mai supor câte cărți am la mine strânse de-a lungul timpului. Asta e super, super fain că le poți băga pe toate. Pe păi când faci click data, îți alegi. Care, mă, uite, vreau Ender book pentru că vreau să mă teleporte. Și dintr-o dată funcționează ca și cum ar fi cartea respectivă. Ceea ce e foarte fain. Încă o chestie pe care am descoperit-o a picat de la un mob. Dacă ne aducem noi aminte, am mai picat chestii de la mob pe parcurs care au fost foarte interesante, cum ar fi acest Fluid Crystal Frying Pan. Ăsta este un Solium Kama. Solium, dacă ne ducem în material zenu și îl căutăm, și e o chestie maro, uite, sol, solarium, ne zice... Uh, nu, nu e solarium, care e Trebuie să... Ok, poate că e solium, nu solarium. Solarium. Solium, da, uite-l aici. Așa. Make your tool or weapon drop mob chunks. Ce înseamnă asta? Deci, pur și simplu, era aproape distrusă, i-am pus Mending most 2, am adus-o la 100%, da? Ce înseamnă Mob Chunks? Astea sunt Mob Chunks. Spre exemplu, deci omori un Creeper cu el și îți dă Creeper Chunk. Din Creeper Chunks poți să obții Creeper Seeds. Creeper Seeds pică Creeper Essence. Creeper Essence poți să obții chestii de genul ăsta. Deci, pur și simplu, cu ajutorul Mystical Agriculture, omorând monștri cu o armă de genul ăsta, poți să obții în cele din urmă semințele pentru diverse monștri. Diversi monștri, cuvinte. Da. Și uite, spre exemplu, dacă pui un Blank scaun, nu știu ce, Creeper, așa, cu 3 din asta obții 6, Gunpowder. Deci, e foarte bun acest Solium, problema este că noi dăm aproape 10 damage și ăsta dă 5,6. Și se mișcă și mai încet. Ăsta dă de 3 ori pe secundă, ăsta dă de 1,56 ori pe secundă e, nu le putem avea pe toate, știi? Dar oricum, e, e, bine de ținut la noi pentru orice eventualitate. Bun, hai domnule să deschidem prostiile astea. Uuu, thermal expansion, stai așa. Uuu, thermal foundation. <coughs> stai că am trasat de tare <coughs> oh, bă! bă, voi nu înțelegeți, e în întuneric afară Da, e în întuneric afară Voi nu înțelegeți cât de importantă e chestia asta Fosic resonator rezonatorul! Mamă, și ne-am dat-o acum. Ok. Bun, ok, pauză puțin. Do Asta două secunde, numai ca să mă plimb eu un pic pe aici. Fosic rezonatorul este o unealtă care ne ajută din Sorry. Care ne ajută pe noi să găsim. Dacă există prin zonă o porțiune de pământ. Uite aici un pic, se vede o ceața, așa, dar numai pe timp de noapte, știi? Asta e buba. O porțiune de pământ, o, o zonă din asta, unde energia uh, stelelor este foarte, foarte puternică. Bă, eu speram să avem pe aici prin zonă, dar văd că nu avem noroc fix pe la noi. Poate pe insulița vieții? O să vedem... Nu, aici e o zonă foarte întunecată ca albastru. Oh mai god, și nici nu se vede bine, oi. Poate că ar trebui să-mi iau ceva de night vision, dar nu i-a venit vremea încă. Bă, speranța să avem mai aproape de noi o zonă de genul ăsta foarte puternică cu energie de la stele, dar văd că nu suntem atât de norocoși. Aș, aș vrea să zic că genul ăsta de zonă se găsește. Și din nou, zona asta o poți vedea în lume numai dacă ai un fosic resonator la tine în inventar. Băi, deci noroc pe noi, mă. Să putem să-l acces... Văd eu aici ceva? Nu, 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 mi s-a E dubios că e atât de întuneric că nici nu-ți dai seama dacă... Vai, ce ciudă mie. Op, ta ta ta, ta. Salut, nena Bun. ai tati, ăla ai tati, Bun, hai că am găsit o zonă, băi, nu e atât de puternică, puternică, atât de mare pe cât aș fi vrut. Um, auzi, hai să-l pe nenea asta, Nu bă, bă, Ia să vedem, am avut noroc să ne pice un chunk de la el. Nu, e o șansă foarte mică să, să pice un astfel de chunk. Bun, și aia aici, în zona asta, să ne centrăm oarecum și cât de cât poate fix în aici, în așa. Și să zicem astral. Uh, nu știu, focal, focus, ceva de genul ăsta, da? Ca să știm că aici, fix în punctul ăla, Putem noi să venim și să ne, să ne distrăm cu un altar de astral, deși e foarte mic. Poate avem un noroc prostesc să mai găsim unul mai aproape. Oricum e bine că e relativ aproape. Putea să fie și mai aproape de atâta, nu zic, nu, dar... Mă bucur și eu cu ce găsesc. Bun, și bineînțeles că nu numai uh, faptul că găsești o zonă din asta o să te ajute cu astralul, dar de asemenea, dacă îți muți um, altarul de astral sorcery foarte sus în aer, gen peste 128, ceva de genul ăsta... Um, ai, șans, ai șansă, ai uh, șansă, crește din nou energia stelelor, da? Bineînțeles, energia stelelor numai pe timp de noapte, că pe timp de zi nu te ajută cu absolut nimic. Băi, Nicule, nu avem noi noroc pe aici, mă? Ce, ce m-aș râde să fie o zonă fixă aici lângă altarul ăsta, nu, bineînțeles că nu este. Ok, bun, hai să ne... opopopop, ușor, generează chestii. Chill, 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 numai bine că vin și zorile. What? Ia uite, mă, ce avem pe lângă noi și nici nu știem. Ia dăm așa să vedem, de un zoom out. O să vin la momentar și Zori. Bun, uh, hai să-l lăsăm momentan, deci e foarte bine că l avem, îl punem aici pentru că este o unealtă foarte importantă. Uh, le păstrăm pe asta amândouă, sigur, de ce nu? Și să vedem ce am mai găsit. Niște puzzle, ok. Mostom din chisel, doar de construit. Flamethrower. Din mecanism. Mă dute. wire din immersive engineering. Ok, astea sunt un fel de spikes. Și un Angel Block. Angel Block-ul cred că chiar avem quest cu el. <laughs> cred că la un moment dat să ne distrăm un picuț cu... Um, zi Cu niște arme. După ce o să ne facem niște armuri și niște astea, o să pur și simplu, o să ne distrăm cu niște arme. Nu de altă, dar am așa o impresie cum că... Armele în general în Minecraft nu prea sunt cine știe ce. <laughs> adică degeaba, știi? Bun, mă, să vedem ce avem noi aici și zim că avem un cufăr, oare? Hello, bună ziua! Veni băiatul cu lumina. Ok, nimic foarte interesant, aș vrea să fur asta totuși. Mulțumesc. Dezactivează-mă asta, te rog, că mă deranjează destul de tare. Am impresia că până la urmă e mai mare decât aia rotundă. Nu mă încântă foarte tare chestia asta. Știi ce? Cred că avem prea multe Asta de pe engine oricum, deci nu cred că merită să ne chinim foarte tare. Ok, și atât. Asta a fost tot. Avem aici vreun... Ceva? Nu. O ușă și aia a fost tot. A, slăbuz, mă. Slăbuz rău. Opa, asta e așa că mai avem niște niveluri. Mai sus un pic, mai sus un pic, nimic, nimic. Speram măcar un cuvăr ce mă Nimic, Uh, bun. Nenea nu ne interesează de tine. Ok, fiți ce facem. Pauză, pauză, pauză. Pune-te acolo în jos. Pune-te și pe mătălț acolo pentru că presimt eu că nu e bine dacă te ținem la îndemână. Ok. Și vreau să reducem un picuț la... Aici. Vreau să mă distrez un pic, că nu mai suport. Bun, Dudule, Bă, dar nici că mâncați-a sufletul, nici măcar una, mă. Deci stai, mă, 3 ori 4, 12 zic bine, da? Nici nu mai știu să calculez în 12. acela la băiatul, te rog frumos. Bam, 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 bam. Ia uite ce, ce zgomote frumoase face. Dă-te un pic. Ăla-i tăticule și acum țineți-vă că presupun că o să iau un picuț până se... Eu sper să putem zbura cu inelul nostru. Ah, ce bine. Nu de altă dar parcă văd că nu... Nu sunt cianglodate zonele alea cât timp suntem noi plecați. Aman, Hai că cred că trece asta prin podea am pui mei până ajung eu la el. Hello, bună ziua, bună ziua. Da, mă. Ah, ba, merge, merge. Dar de ce mi-au damage? N-am voie să zbor? Oh my god, deci nebun, da. Ok, bun. Stai să ne orientăm așa un pic în spațiu. Nu fac foarte mari griji cum că ne-ar prinde gușterul. Bun, și hai să vedem aici, mai friend, în cazul ăsta. Băi, cum o să ții damage că zbori? Oh my god! Unii ești guștere. Hai că trebuie să-i distrugem. Faci, 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 Cum să ții mă damage că zbori? Ok, două secunde, mă rog. Na, că acum nu mai au damage. What the hell? Dăm mai niște mâncare bună. Ok. tu mai am realizat o chestie. Fagi. Și nu avem cum să ne ducem înapoi, nu? A, uh, ce pro sunt Ok, avem vreo sticlă pe aici? Nu Avem vreo sticlă pe aici? Nu Firar Stai că gușterii ăștia nu, nu știu cu cine se pun Ala tata, vină cu mâncața și gura Bă, stai mă așa mă Nu mi-am luat sticle Nu mi-am luat freaking sticle la mine Ok, întrebare Fuș, 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 nu, nu sta în urmă Deci până la urmă putem zbura doar că trebuia să modific Să -mi mișc un pic asta prin inventar În primul și în primul rând ne luăm chestii ca să putem să ne Avem măcar 9, da, avem 10 deja E mai, mai mult decât suficient mai bag o rândă, de rog. Așa. Ca să avem acolo să ne regenerăm. Bun. Ok. Um. Bam, 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 bag acolo, te rog. Deci, din nou, dacă îl pun aici. Da, nu mai iau damage acum. Ok, bun. Asta vreau să văd. Bun, avem 14 sticle la noi, teoretic. Dacă vrem să mergem pe ruta asta. Întrebarea mea este în felul următor. Eu pe aici pe neva Pot să-mi găsesc O Din aia de Nu, 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 lasă-mă pace Zi, un templu Asta numai la 1000 de blocuri de portare este Firar Dui, ce pro sunt M-am băgat ca nebun înainte Fără să realizez că trebuia să-mi fi luat niște sticluțe Ok, fiți atenți cum facem Încercăm deci îmi aleg o direcție. Ok. Suntem pe la Y80 oarecum și cât de cât. Ok. Ne păstrăm deasupra Y80 și mă duc într-o direcție până dau de pământ. Să vedem ce reușim. În sfârșit am găsit ceea ce căutam. Să sperăm că nu sunt doar panouri de sticlă, că sunt blocuri întregi de sticlă. Aia e dorința mea cea mai mare. Una la mână și doi la mână. Poate avem noroc de un cufăr? Poate, sper și eu. Vedem. Haide. Hello. Nu, 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 nu. Ah, A, Come on. Ah. ah blesteme. Eu nu știu dacă l-am luat pe ăștia. Nu, că... Ah, ah. mai mai măi, 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 măi. Mor. Ok, cred că trebuie să scoate Marcu. Cred eu sincer cu voi că trebuie să scoate Marcu. A, ah, avem Marcu scos. Stai așa că sunt capsul Băi, Așa, stai un pic, stai un pic. Hai cu tata, pică, pică, pică astăzi. Ăla Bun, hai să vedem aici dacă l-am nimerit pe fraier. Mai ești mă? Nu mai e. Bun, ok. Hai să vedem, în primul rând, cu cama noastră. Vila tata. Încă o dată, bă, de la tastatură. Uh, uite aici. Dăm te rog frumos, unde să le mai pun mai nene, mai cam atâtea prostii. Uite, crafting table nu știu dacă l avem nevoie momentan. Bun, asta e aur curat pentru, pentru noi în momentul de față. Așa. Și dăm și asta de aici. Bun, și hai să vedem acum dacă se putem să obținem din astea sticlă. Zim te rog că da. Uh, cum? Ce? Nu așa era, mă? Asta ce e, mă? Stable glass din sonar. Come on! Bottle. Da. Ok. Nu, 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 că nu, nu, hai te rog. Uh. Clear Stables Glass, ia Iau și pe asta Nu, nici asta, Te rog <laughs> Ok, bun, hai să încercăm să vedem Băi, deci nu, nu te cred, nu te cred uh, Unei ai cizelul. meu Come on, dude Magenta Stain Glass, da, ăsta Ăsta nu are nimic Oh, Doamne, zeule. Auz dacă îl luăm pe asta și îl facem așa. Nu, și asta l-am stricat complet, nu? Trebuie să-l topim într-un smeltery, dar de unde pui mei smeltery? <laughs> ok, hai să vedem aici mai departe la următoarea. da, așa ca să mai repede, te rog. Poate avem un noroc aici. Și 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 e ușurel, ușurel. aici, el pe fryer ăsta. Nu! Nu că stau aici până îmi trece, știi? Bun, și până un alta trebuie să mai mâncăm din asta, Ca să facem măcar din alea niște, niște pune la acolo, te rog Tu ce-mi dai, mă? Tu îmi dai fire resistance Că doar de ce nu mi-ai fire resistance Bun, hai să ne mai încercăm norocul încă o dată Cu chisel Și să vedem dacă al uh, îl chisel pe ăsta mov A, ah, super, stai că nu s-a să... Dacă îl pe asta, mov, magenta, stained glass, strict, așa. Acum, vrei să te faci sticla? Ideea este că ai nevoie de dragon's breath ca să poți să faci încă un ca să pot să regenerez dragonul, înțelegeți ce vreau să zic? Și acum văd că nu am cum să... Nu se poate regenera dragonul? Nu, bun, dragilor, eu nu știu de voi, dar eu nu văd altă soluție decât să căutăm de nebuni. Poate avem noroc prostesc. Să găsim pe aici, prin... Teleportați-vă, mama voastră, teleportați-vă. Să găsim sticle pe aici, Sol Asta cu totul și cu totul altceva. În Breaking 3, Fortune 3, Efficiency 4. De unde o dau mă gușterii? Am putea să luăm în sol valurile astea niște diverse. Stai să încerc să le spar pe asta ca să ne treac firar. N-am reușit. Bun, și asta nici nu mă ating de el pentru că fără silta și pentru târnăcum nu reușești nimic. Bă, acum realizez că ar fi fost bine să fi pus niște... Niște lapis. Nu! niște lapis pe arc. Bă, sfârșit. Bun, hai să stăm aici un pic, să mai bagă niște astea. Bun, deci avem câteva borcanele să ne facem borcanele, dar nu avem suficient de multe. Din păcate, se lavi. Bun, dudule, da, n-ai, de unde. Pentru că nu m-am gândit atât de departe, o să fie dispar, mama ta, dispari. Tirar. Au, ce? Ia dăm tu un soil vial ca să prind un gușter din asta. Unezi, uite-l mai aici, uite-l aici, uite-l mama lui de gușter. Ia vino mama. Așa. Că după aia putem să-l generăm acasă și în felul ăsta pot să nu mai mă chinui cu cu sabia și sa iau cu săgețile direct. Ia uite ia uite -l. ce sta acolo mama lui. Bineînțeles că... Ala e. A picat, au picat toate jos? Da, bineînțeles. Gimi, gimi, gimi. hai să vedem ce noroc avem pe aici de un cufăr. Aia mă interesează cel mai mult, niște cufere. Nu ni mă, un enderman? să să vină pe tine, Enderman, să, să, să le dai drumul aici la <laughs> Și acum a lărcat în pitu. În jur. Ca să nu mă și... Bravo, bravo, bravo. Ăla e. Mai bag acolo. Bun, hai să vedem aici sus ce se întâmplă. Crystallized Obsidian. Um, deci ce Fii atent. Hai să încercăm să luăm pe cu cama, să vedem dacă asta merge. Este tati. Bravo. Gimi, gimi. Măcar atât am pana Mai bag acolo ca să scapam de astea, să luăm cât mai multe. Ce e acolo? Nimic interesant. Pregătim aici arma. Super. Mai am auzit pe încă unul Uite, uite, uite Nu, nu, nu Fugi de ele E tati. Și bineînțeles că gușterul A dat cu o bombă Înainte să moară Găm, 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 găm Dăm, 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 dăm Stai că nu mai știu Ne l-am lovit aici mai picat ceva? Nu se știe Au, au, au M-a prins, mă? Da, m-a prins Firar Văd dacă am slăbuț. Slăbuț rău. Te văd, fraiere, Nu s-ar deschide mă pentru mine. 23. Buctu, viatso, mu! Și bine să-ți că atunci când se închide este complet și absolut imun la orice fel de damage. Nu. Minim, nu are nimic, nu. Un ce trebuia să fie un cufăr, dar că nu e. Hai ușor, hai ușor, hai ușor. Ala e, ala e. A, aici e locul inițial unde am venit mai. Na, poftim că am mai găsit unul și ăsta pare să fie mai mare. Auști ce? De curiozitate, vreau să fac și un, sc un, screenshot. <laughs> vreau să fac un screenshot foarte, foarte fain. Ăla tati. Cred că e suficient. Bun. Ia să vedem. Avem un noroc pe aici așa prostesc. Uuu, hai prima dată să mergem la navă și pe aia mai vedem. Știți ce vreau eu cel mai mult, nu? Știți ce vreau eu cel mai mult, nu? Cred că știți că vreau ceva foarte mult și puternic și incredibil de mult și puternic. Salut, Dudele. Bineînțeles s-a teleportat. Dar nu contează? Shulker. Deja avem... <laughs> Dark Bow cu Empowered 2, Ambrosia. Mm, mm, mm. Ok, nimic foarte interesant pentru noi în momentul de față. Building Scepter. Ok, și ne-am luat și un achievement. Sky's the limit. Yes, I am the limit, într-adevăr. Sunt de acord absolut și complet <laughs> eu sunt limita. <laughs> Opa. A, nu, e sticla, e sticla. Luăm și căpățâna de dragon, bineînțeles. Come on, Abia acum am ia... o, oh, 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 am rămas fără charge, stai așa. Lasă-l să se regenereze. Abia acum mi-a dat achievement-ul că am ajuns acolo la navă. Ok. Gata? Suntem ok? Ăla tati. Bun, abia acum putem să ne înapoi în sus. Încă mă mai urmăresc prostiile alea. Și încă una, și încă una. Veniți mă cu Tu! Băi nene, ce repede se duce charge-ul! Bun, hai să vedem ce noroc avem pe aici. Bine că te teleportezi. Nu mai da, nu mai da, că nu te mai suport! Am luat, mă. Ok, acolo nu e nimic interesant. Hai să vedem mai sus la băiatul ăsta. Nu, o fi lar. Ca niciodată am reușit să-l luăm înainte să bubuie. Bun, hai să vedem aici mai departe. Băi, vreau cu fere, mă. Așa, așa, nu te mai teleporta, guștere. Na, Am un drag de nu pot să vă exprim. Bun, deci cred că pe acolo. Une, une, une sunt astea marmă? Aici oare? Aici s-ar putea să fie, Ia, să vedem. Ăla Au tot. Au aoleo. Bun. Da, mă, da, sunteți niște grei. Gata? Să sperăm. Ia, mă! Explosive 4. As ridiculous as possible to the pickaxe damaging surrounding blocks while mining. What? De ce Dumnezeule, le -ai avea nevoie de așa ceva? Păi de mine ce e aici, ce e aici? Nu i da, de ce dai atât de repede? Zim că se atacă între ei, atâta vreau. Teleportează-te mama ta. Nu, 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 nu. De ce vă teleportați? Băi! Băi! Unde mai sunt mă? Că îi mai știu, îi mai văd, îi simt. Fraierea Mark, n-ai ce să-mi faci. Așa. Te voi și pe tine. Bineînțeles că Ăla e. Unde mai sunt, mă? Unde mai sunt, mă? Bun, cred că, cred că atâta ne-a fost momentan. Bun, hai să vedem cu felul astea două, cu ce se mănâncă aici. A, nimic. Cyclic Building Scepter. Trebuie să văd cu ce se mănâncă Building scepter din Cyclic. Empower și Pocket Anvil. Nu mă interesează asta. Aici ceva mai bun de atât? Nu, doar un gușter și... Bă, mă jur că eu dau în ele, pe cuvânt că eu dau în ele, dar vă că n-are legătură cu ce fac eu și versus ce se întâmplă, știi? De fapt. Arăi, tati, bravo. Bun. Eu vă că s-a stricat și Johnny Map. scoate de acolo, te rog frumos. Ok, deci aici trebuie să punem un done. Că dacă nu le fac sistematic, după aia o să mă învârc ca tâmpitul în cercuri și o să mă duc prin același loc de 2000 de ori și chiar nu mă încântă această perspectivă. Cred că am mai găsit un loc șor. Este tati. Nici, nici nu mai mă chinui. Nu, 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 firar! Aici, stăm aici, stăm aici. Levitation, levitation vieții! Măcar bine că e doar primul level de levitation și nu toate levele. Unima, mă. Teleportează te mama ta de goșter. Nu vine să creu băi. Ce... Ce... rază mica are ăsta? Adică trebuie să nimeri fix pe el, că altfel degeaba. Bun, ok. Unima, unima, uită Uite-l mă aici, mă. O sabie cu Lich 4 XP Boost 3. Uh! Toate sunt niște enchanturi bune, numai că nu pentru noi, că noi folosim armă de Tinkers. O să vedem, poate, poate pe viitor o să avem ce face cu ele, dar momentan din păcate nu este cazul. Ok, bagă și pe la acolo, te rog, 2 secunde, shulker. Color pulp. A, ah, deci astea sunt alea pe care le-am luat din cufere și ăla e shulker normal. Ok. Îmi pun și ambrozie pentru că de ce nu. Și prostia asta care o avem deja de două ori. Building Scepter. Cred că a treia o aruncăm când nu avem ce să facem cu atâtea.